Neagu Giuvara, reputat istoric, diplomat, filozof și romancier, provenit dintr-o familie aristocrată de aromâni, împlinește astăzi venerabila vârstă de 99 de ani și pe parcursul acestui aproape un secol de viață a dat dovadă de faptul că este omul care a avut posibilitatea de analiză a stilului și comportamentului uman în decursul istoriei. Chiar dacă unele ipoteze de sorginte istorică lansate în scrierile lui Giuvara stârnesc uneori controverse, venerabilul component al familiei din care au făcut parte la sfârșit de secol XVIII oameni politici, diplomați și universitari de prestigiu are argumentele sale când afirmă că epoca comunistă și chiar primii ani de democrație originală au făcut mult rău țării noastre. Eram foarte la curent cu tot ce se întâmplă în țară, dar mă înșelam. Adică mi-e închipuiam că românul o să, cum mi-l închipuiam, o să plece puțin capul cât trebuie ca să alunece pe el ca pe o mușama acest comunism și ne-a. Și când m-am întors, totuși mi-am dat seama că acești 45 de ani de comunism și aș mai adăuga și cei 10-15 ani de democrație originală a lui Ion Iliescu au transfigurat poporul român. Trăitor timp de 45 de ani în Europa și Africa, pe perioada comunismului, Neagu Giuvara pare a fi foarte aproape de cele petrecute în țară, iar afirmațiile celui aflat în exil până în 1990 sunt destul de curajoase când argumentează condiția țăranului din vremurile comuniste. Se spunea înainte că era țăranul exploatat, de pildă cel care nu avea pământ, era exploatat de un proprietar, că îi se dădea în dijmă și că nu primea decât jumătate. Dar comunismul i-a luat nu jumătate, i-a luat 80% din ce producea. Deci el s-a simțit furat și atunci a furat și el. Furtul s-a perpetuat în România post-decembristă, susține Giuvara, astfel că acțiuni nelegale de acest fel au ajuns astăzi să fie comise nu numai de țărani ca în regimul trecut. Că furau pe capete, era singurul mijloc ca să se întreține familia. Și s-a răspândit acest obicei că este logic, este normal să furi. Și lucrul nu s-a schimbat după 89-90, s-a răspândit ca o molimă, ca un foc de mirește pe toată țara, se fură de la vlădică la opinca.